Autoritățile locale din Constanța au găsit o soluție pentru eliberarea trotuarelor de mașini, plantează piloni sau înalță bordurile. De fapt, se urmărește ca șoferii să nu-și mai poată urca mașinile pe trotuar, idee nu tocmai rea dacă ne gândim la pietoni. Să nu uităm că aceștia sunt nevoiți de multe ori să circule pe carosabil din cauza trotuarelor transformate în parcări. Dar cum rămâne cu lipsa locurilor de parcare? Problema parcărilor insuficiente din municipiul Constanța este una veche. În timp, numărul mașinilor a crescut, iar trotuarele din tot orașul, destinate pietonilor, s-au transformat încet în spații de parcare. Oamenii sunt nevoiți să iasă pe carosabil din cauza mașinilor aflate pe trotuare, mai ales pe străduțele mai înguste, cum ar fi de pildă strada Adam Clisi. Pentru a nu le mai permite șoferilor să-și urce mașinile pe trotuar, câteva capete luminate cu putere de decizie s-au gândit că ar fi bine să ridice bordurile, cum s-a întâmplat pe strada Dispensar. În alte zone din oraș s-au montat piloni pentru a împiedica accesul mașinilor pe trotuar. Andrei Florin, directorul Confort Urban, administratorul tramei stradale din municipiul Constanța, spune că, de fapt, pilonii au rolul de a-i proteja pe pietoni în timp ce bordurile înalte se montează pentru ca trotuarul să fie adus la nivelul șoselei. Stâlpii pentru protecția pietonilor, cum sunt denumiți, sunt montați ca urmare a cererilor petenților. Ulterior, aceste cereri sunt analizate în Comisia de Circulație și se instalează în intersecții pentru protecția pietonilor în dreptul trecerilor de pietoni, în eventualitatea facilitării accesului către scările de bloc sau către proprietăți. Bordurile se ridică la cota corectă pentru că ele, din cauza asfaltărilor repetate, au fost astupate de straturile de asfalt și nu mai au protecție pentru pietoni, a declarat directorul Confort Urban. În ceea ce îi privește pe șoferi, rămâne să se descurce singuri unde și cum își vor parca mașinile. Iar dacă cineva se gândește că vor fi amenajate noi parcări, ar fi bine să renunțe la acest gând. Primăria Constanța nu are niciun plan în acest sens. Cel mult vor fi resistematizate parcările deja existente. Pentru crearea unor noi locuri de parcare, cel mult putem spera la niște promisiuni la următoarele alegeri locale.